Curajul împăratului. Ținutul Latium era frumos și bogat. Oamenii erau harnici și curajoși. În acest ținut, împărat era Metabus. Acesta era renumit pentru iscusința cu care arunca sulița. Într-o zi frumoasă, porni la vânătoare și duse-și pe fetița lui Camila. Azi am să-ți arăt cum se vânează, a spus regele. Aș vrea să fiu și eu ca tine, tată, spuse prințesa, puternică și scusită. Ha, 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 râse împăratul, azi doar ne vom plimba și îți voi arăta cum se vânează, dar mă bucură faptul că îți dorești să fii puternică și scusită. Mai târziu, când vei mai crește, te vei antrena. Prințesa zâmbi mulțumită și porni pe urmele tatălui, atentă la tot ce îi se spunea. Ajunși în pădure, începură urmărirea prăzii, dar pe neașteptate fură atacați de nenumărați inamici. Au trebuit să fugă, dar cu copilul în spate, Metabus nu putea să treacă râul umflat prin albie. Împăratul se întoarse spre Camila și spuse: ai încredere în mine? Da, răspunse scurt fetița, să nu-ți fie frică de ce va urma. Nu mi-e frică, tată, răspunse Camila, și în ochii ei se vedea curajul. Așa că o legă pe fetița de sulița lui, după care aruncă sulița cu toată puterea lui spre malul celălalt al râului. Iar el se aruncă în râu și îl trecu în not până pe malul celălalt, unde se întâlni cu fetița lui Camila, care ajunsese și ea cu bine pe partea cealaltă. Astfel au scăpat de inamicii care i-au luat prin surprindere.